Candela Neuitării, Tudora, Ani și Destine. Așa și-a numit Ștefan Culea monografia la care a muncit ani și ani, adunând filă cu filă. Activitatea aici la televiziune m-a inspirat, ca să zic așa, pentru a face ceva pentru satul meu, pentru sătenii mei, pentru părinți, pentru moși, strămoși. Și am început a face mici însemnări, am însăila niște gânduri pe foițe aparte, pe carnețele, care, tânăr fiind, s-au cam împrăștiat. Și abia mai târziu, când au început să-mi vină mințile la cap, așa consider eu, am început să le adun și mi-am dat seama că multe lucruri din cei ce am gândit atunci am și uitat. Și atunci am fost nevoit să merg din nou pe la biblioteci, pe la arhive și să fiu copleșit de informațiile, unele din care îmi erau cunoscute, multe din ele, majoritatea din ele fiind necunoscute nici mie și nici unui public mai mare, în special al sătenilor. Și atunci mi-am dat seama că părinții, moșii, strămoșii mei au trăit nu separat, nu în vidi, au fost într-un mediu. Iar mediul acela se numește Cetatea Albă, care a fost capitala Țării de Jos. Și atunci am făcut un capitol despre Cetatea Albă. Apoi am făcut un capitol despre Nistru, care este mândria acelor locuri, ca de fapt și a întregii Moldovei. Am găsit materiale uluitoare despre construcția bisericii din sat. Capitolul așa și nu a fost terminat, acum mă gândesc să-l extind, pentru că multe lucruri pe care le-am aflat eu, lumea nu le cunoaște. Și probabil că o să-mi reușească să fac o broșură aparte pe care am să o aduc în dar bisericii din satul natal. Munca esențială, sigur că a fost consacrată satului și sătenilor. Și aici nu am putut să evit momentele și mai plăcute, dar și foarte multele și foarte grelele perioade pe care le-au trăit nu numai consătenii mei, pe care le-a trăit întreaga Moldovă de atunci, cu secetă, cu deportări, cu urmările războiului, cu construcția socialistă. Astfel s-a închegat, s-a împletit gând cu gând acel vis al meu din tinerețe. Și trebuie să vă spun că dacă se zice că omul poate să fie împlinit atunci când construiește o casă, crește un copil, face o fântână, eu le-am făcut pe toate. Și am mai făcut și această monografie. Sătenii au primit-o, mulțumesc lui Dumnezeu, bine, pentru că bine mi-am dorit-o eu, fiind băștinaș și consătean și consângean al celor cu care mă mândresc, pentru că oriunde nu m-ar fi dus drumurile televiziunii și cu cine nu m-aș fi întâlnit, întotdeauna gândul îmi era la sătenii mei. Poate că era și o invidie, că uite, se vorbește despre locuitori din satul Cutare și nu despre ai mei. Probabil că și asta a fost. Dar asta a fost și imboldul pentru a munci așa cum aș fi muncit pentru cineva concret, pentru oamenii din satul meu. Și dacă în viață mi-a reușit ceea ce mi-a reușit, îl datorez și satului, și părinților, și sătenilor, și întregii istorii acestei localități.
Acum când trăim într-o lume teribilă a invaziei de false modele, ar trebui poate să privim mai atent spre lumea care încet încet se îndepărtează de noi. Ștefan Culea chiar a fost un model demn de urmat pentru societatea timpului său. A prețuit întotdeauna lumea din care venea. Următorul compartiment al telerevelionului este consacrat limbii materne. Îmi cer scuze. Fac o precizare. E vorba de limba moldovnească. Păi dar n-am spus eu limba maternă. Nu maternă, dar moldovnească, clas că vă știu eu. Bine, uite, am aici un fragment de novelă scris în limba maternă. Bun, facem așa. Neatal citește în limba neatale maternă, dar eu am să-l zic pe moldovnești. Bine. Hai. Numai cu urschii să nu ai a face. Deci procedem la lectură. Asta ca acum și ca când începem. La moment, își dădu seama că scapă trenul. Pe moldovnește asta se șibă când cole, o înțeles când târzi la tren. Nu reușesc, își zise. Oricum, nu reușesc. Tot în anul dovedesc, și așa, și așa. Atunci, las totul baltă și plec acasă. Moldovnește asta a șibă așa. Atunci mă lepă de tăte și mă cacas chiar amu. Regret că mi-a ieșuat intenția, dar am să aflu barem adevărul. Da, nu s-a primit cum am vrut, dar eu nu mă las, eu încă cat adevărul. Formă numărul ei de la domiciliu. Eu sunat pe telefonul ei de acasă. Ridică bunica fetei. O luat receptorul, mama măsă ei. Alo, bună seara. Petre sunt. Cu domnișoara Luminița, vă rog. Alo, asta-s eu, Piechea. Pe Sveta, spate, Oleac. Bătrâna, cam bolnavă, răspunse articulând cu greu. Baba, bolnavă, mă zvolea cuvintele. Luminița e în curte. Sveta e în o gradă. Face sport. Asta cum se ocupă cu sportul. Reveniți mai târziu. Vin în ta iar mai îndesară. Bătrâna închise. Baba o închis gura. O închis ochii. Bătrâna închise telefonul. Baba a pus receptorul înapoi la locul lui înapoi. Petre își amintise cum o cunoscuse. Pechea se gândea de unde știe el baba asta. Cum o cunoscuse pe Luminița. Aha, cum s-o cunoscut cu nepoața mai întâi. Erau la o serată dansantă, după care s-a demonstrat și un film. Asta ca cum ar și după discotecă au privit cinematograf. Iar în stradă, când a văzut-o în toată splendoarea ei, băiatul s-a amorizat pe loc. Și dăm în drum, când a văzut-o cum e, el, îndată, s-a îndrăgostit într-însă. Ardea flăcăul de dorul fetei și slăbea văzând cu ochii. Asta și așa. Iubirea îl părpule ca pe foc și băitanul avea slăbășiuni cu vederea. Iar când fata i-a respins dragostea, el s-a închis în sine. Dacă în ei i-a spus că nu vrea, el s-a închis pentru dânsul. Două săptămâni n-a ieșit din casă. Timp de două săptămâni nu-ți ducea afară. Abia după concediu, prinse aș căuta reconfortarea în altă dragoste. Și tu cum pe urmă, când a ieșit iară la lucru, o prins a căta confort cu alta. În oricare altă dragoste. Asta, că cum ar fi, cu cine și? Și aici i-a zâmbit norocul. Și asta de-a doilea o vrut. Ea ținea strâns palma lui între palmele sale. Asta e mai greu, asta și așa. Dumnezeu ține mâna lui între liia. Privirea îi rătăcea printre stele. Asta ca când se uita în sus.
iar buzele îi șopteau cu înfrigurare. Era frig și dumneai o zis vârdăind. Așa ceva n-am simțit niciodată. Iacă tu, mamă, simt și eu tot. Din clipa asta nu ne mai despărțim în vecii vecilor. De-a muncule, ansim totdeauna grămadă. Și orice s-ar întâmpla, dragostea noastră va regenera iar și iar. Aha. Și și n-ar fi, și cum n-ar fi, noi am să ne iubim hoșmă. Totul în tine e pe placul meu, vorba cântecului. Parcă m-a întrebat pe mine. La tine, băiete, îmi place tot Otova și nu-s întrebări. Și nici altele propuneri. Și nimic nu poate să ne dezbine. Și nimeni nu ne poate dezghina. Nici prietenii, nici dușmanii. Nici a noștri, nici găgăuți halcă. Ei, știi ceva, eu nu mai citesc. Dar eu m-am tratat. Hai încoleac. Bine, dar nu mă asum eu răspunderea de cele ce urmează. Așa și eu zic, cineva tot a să răspundă, las că... Stimați telespectatori, din motive tehnice, emisiunea i-a sfârșit. Trebuie, cu tehnica asta de parte noi să facem. La revedere. Mergeți sănătoși. Așteptăm părerile dumneavoastră. Asta că acum ar fi orică v-a plăcut, orică acum, nici că acum, ia că acum. Destinul mi-a făcut un cadou de valoare. Mi-a dat posibilitatea să-l cunosc îndeaproape pe maestro Ștefan Culea de-a lungul a 60 de ani. Chiar mai bine de 60 de ani. L-am cunoscut în calitate de tânăr învățător venit în Tudora, satul nostru de Baștene, eu fiindu-i elev, după, în calitate de crainic prezentator la televiziune și radio, consilier al dregătorilor de rang înalt de la guvern, șef de muzeu, scriitor, dar totodată l-am cunoscut și în calitate de naș de cununie, de moderator a unor nunți spectacol, care numai el putea să le facă, în calitate de familist exemplar pentru noi finii, care am fost și suntem cinci, noi fiind a treilea la număr, bunel extraordinar, un gospodar ales în casă și la grădină, un iubitor de flori, de o grădină extraordinară, păcat că n-ați fost și n-ați văzut-o. Și indiferent unde ar fi activat el, totul făcea cu măiestrie, pe nota 10. Odată îmi spunea că dacă vrei să te afirmi la televiziune, trebuie să exersezi zilnic și să te pregătești temeinic pentru fiecare apariție în eter. Convingerea mea că Ștefan Culea a fost pregătit temeinic și a trecut testele cu brio, nu numai la televiziune, dar pentru toate fazele vieții lui. În cartea lui, la care a lucrat mai bine de 30 de ani, el se prezintă cititorului ca profesor de profesie și trudnic de vocație. Niciodată nu s-a plâns de oboseală. Niciodată nu l-am auzit să se laude de ceea ce face, niciodată nu l-am văzut să se complacă în ceea ce face. Era permanent în căutare, căuta ceva nou și la televiziune, și la guvern, și la muzeu, oriunde. Și m-am gândit atunci că este o calitate extraordinară pe care trebuie să o urmăm, adică toți jurnaliștii care activează asta în presă, să luăm exemplu de la el. Prezentatorul Ștefan Culea a fost iubit de toți, pentru că avea un zâmbet pentru fiecare, dar și o vorbă bună pentru orice om.
Andrei, mătușa Tania, ia ca acum ai scăpat la ajitor. Mamă. S-au venit toate fetele la ajitor, așa? Da, dar oare n-au uitat ieri să pregătească săpaluța? Ia, la urmă. Dar mai ajitor așa o mână de bărbat la galoși, va trebuie sau nu? Trebuie, trebuie. Dar și un pahar de gin. Mai gen un pahar de gin. A, dar eu mă duc înapoi. Vine că și noi și eu mă duc. A, bun, bun, da, și sigur am venit din Beci. La gătitoare numai decât Eno. La gătitoare am să dăm un pahar de vin, dar mai întâi să-i încântați. Da, i-am gândit să vă și-o să cântați. Ia mă, că și-i duc o tava. Chelida, ia la adu-o tava acolo, este după culisă. Aha. Nu-i nimic, nu-i nimic. I-am gândit să vă și-o să cântați. Hai să cântăm. Și apoi ne dați vinul. Da, da, da. Nu. Fără vin nu merge. Ei, bun, așa să-i încep. De un zgâtul. Ei, cu atât mai mult că zice, singur. Bat vinuri mari împărătești din vița acestui neam îndătinat cu cântul ce a coborât din țara Mioriței ca să ne facă mai frumos pământul. Vin roșu, vin bălan și tare ca șoapta dragostei, ca legea, ca proverbul în care vorba fulgeră și doare și în care semeția noastră fierbe. Noastră lucrați. Vai. Din pun văut. Din oală sau din cană, la capul braț, de la ospăț sau sfadă, te-am născocit din vorbă moldovană și te urăm pe scuturi și pe spadă. Azi te cinstim frumos cum scrie în carte și te urcăm în dreptul frunții treze. Nu vrajba în el, ci semeția fierbe năvalnică ca flacără amezii. Cine te-a băut și nu mi te-a cinstit, se năruie ca într-un foc cumplit. Eu vă propun să cinstiți câte o lecuțică de vin de la mămica Tania. Dar dacă îmi dați voi, o să încep eu. Mătușă Tani, să fii sănătoasă și întotdeauna atât de vioaie, veselă, cu toate fetele și cu toate rudele împrejurul mătale, mulți ani înainte. M-a trimis mama la vine. Ca e pâinea. Să culegem roza chie. Roza chie n-am găsit cu bărea m-am întâlnit. La 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 la. Roza chie n-am găsit cu Gheorghe m-am întâlnit. La 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 la. Este foarte greu să vorbești despre Ștefan Culea la timpul trecut. Vestea dispariției lui Ștefan ne-a tulburat enorm de mult pe toți și iată că acuși se fac 2 ani de când nu mai este printre noi, nu mai este fizic, pentru că Ștefan Culea mereu va fi cu noi. În primul rând, cu cei care au stat alături de el atâția ani și pentru care el a fost o călăuză, o lumină în viață. De fapt, Ștefan Culea era un chip lumină. Fața, chipul dumnealui emana atâta lumină, atâta bunăvoință, că lângă el, oricât de rea ar fi fost dispoziția, nu puteai să nu ți-o schimbi, să intri în dispoziția dumnealui. Și această calmitate, această lumină, o aducea cu el și atunci când apărea pe sticlă, când intra în casele telespectatorilor. Și exact acest lucru l-a făcut pe Ștefan Culea să fie idolul, să fie iubit de toată lumea. Și Ștefan Culea a fost un mare om, a fost un prezentator extraordinar și cu toate acestea l-a ferit Domnul de această boală a vedetismului. Niciodată n-a demonstrat, n-a arătat că el este mai sus, mai
cineva decât cineva. Și lucrul acesta ne-l spunea mereu și nouă. Da, noi avem o profesie mai deosebită. Noi suntem puțini și pe noi lumea ne știe, ne cunoaște, ne iubește. Dar asta nu înseamnă că nu este decât o profesie. Și noi trebuie să avem față de această profesie o atitudine ca atare. Ori atitudinea lui Ștefan Culea față de profesia de crainic era una deosebită, una proverbială, chiar aș zice. Noi întotdeauna urmăream cum se pregătea Ștefan Culea de emisie. Indiferent, pentru știri, pentru un program publicistic, pentru un program artistic, cu atâta minuțiozitate, cu atâta meticulozitate pregătea textul, fiecare cuvânt, fiecare virgulă, fiecare pauză și semna, și atunci când ieșea în emisie, era Ștefan Culea. Când citești cartea lui Ștefan Culea, îți dai seama că partea sfântă a vieții sale a fost familia în care s-a născut, dar și familia pe care și-a creat-o el însuși mai târziu. O să cităm doar câteva fraze. Pentru a învăța franceza, ce e a ta, zicea mama, trebuie mai întâi să înveți a citi rugăciunile. În acest scop, i-am dăduse o cărticică veche de rugăciuni pentru premilitari cu caractere latine, cu care tata trecuse grozăviile războiului și pe care o învățase din scoarță în scoarță. Parte din ele le cunoșteam și eu, iar mama, cu mintea ei de țărancă, mai mult a intuit decât a știut că trebuie de îmbinat învățatul cu mintea și învățatul cu ochii. Chiar din primele zile, cum am făcut cunoștință, am înțeles că îi place muzica și îmi amintesc primul cadou de ziua onomastică, eram, nu, prieteni, eram, i-am dăruit o gitară. Și din primul salariu, nu din primul salariu, dar așa, când au crescut copiii, a cumpărat acordeon. Extraordinar de mult îi plăcea să asculte muzica de acordeon. Și visul lui era că viciorul să fac școala muzicală de acordeon. A făcut-o. Nu cu plăcere. A terminat-o, a pus acordeonul, diploma de terminare și a spus, tăticu, eu am terminat. Dar fiica, mie îmi plăceau dansurile și eu îi duceam la dansuri, el îi ducea la muzică. A făcut pian, 7 ani de zile școala muzicală. Așa că muzica era, și acum, a rămas o colecție extraordinară de casete, de videocasete, de CD-uri, muzică, colindele atât de mult îi plăceau. Și ne le cânta, el cânta bine. În familie era foarte grijuliu, avea grijă de toate, să le pregătească, să cumpere, să facă piața. Mai mult lucra serele. Mulți întrebau cum așa se poate, totuși permanent lipsește, dar noi ne-am aranjat foarte bine. Dimineața duceam eu copiii la școală, veneam aici la bibliotecă, unde lucrez până astăzi, copiii în liceul la Sache, și la amiază el liber îi lua de la școală, îi hrănea și pe urmă pleca la televiziune. Îi plăcea tare mult respectul de neam, de părinți. La noi era o tradiție, fiindcă ziua lui de naștere e la 24 decembrie, Crăciunul pe noi, eu sunt de la Nord, de la Curjăuț, el la Tudora, părinții practic n-aveau posibilitate să se întâlnească și a devenit o tradiție. În ajun de Crăciun veneau părinții mei, părinții lui și vreo 2-3 zile petreceam sărbătorile. De cum în ajun de anul nou ei plecau pe la casele lor. Dar erau foarte mulțumiți și ei și noi împliniți că ei s-au întâlnit, că s-au văzut. Părinții au reușit să ne altoiască cei 7 ani de acasă, dar practic semănam. Aveam un respect și o dragoste și o obligațiune față de părinți. Să ne stăruim ca ei să fie mândri de noi, de copii, de nepoți. Și parcă îmi pare că nu ne-a reușit asta. Și eram împăcați când ne cresc copiii, că le-am altoit și lor undeva calitățile este care îi apărțineau. Plăcea florele. O perioadă s-a ocupat cu cactușe. Și-a făcut o colecție atât de mare și-a făcut la fereastră pus și policioare speciale. Dar noi mai suntem bogați și prin aceia care avem 5 perechi de fini, care toți locuiesc la
oraș, aici, le ducem respectul, ne duc respectul și permanent veneau în ospiții și copiii la nănaș și se primetea cu toții. Și clar, cei vârstnici stăteam toți la masă, copiii alergau prin casă până au auzit ceva și când s-a dus tot polițele cu cactus și erau jos, a fost o tragedie. Reacția lui tătică a fost promptă și a spus, copiii ăștia au părinți. Nu știu, până noi am strâns tot acolo în altă cameră, când am intrat în cameră unde erau copii, fiecare stătea cu doi copii în brață și cu minți toți se uitau la naș, ce reacție o să fie mai departe. Așa era, cu copiii era sever, era principial. Cărunt e părul tău, iubito. Cărunt de acum. Deci tinerețea, ne-am trăit-o și eu, și tu. Avem un dor, avem o casă și doi copii. Pe lângă dânsii și mai frumoasă te văd, să știi. Dar vremea trece, vremea zboară și nu oprește. A fost de mult o primăvară. Îți amintești? Acum e toamnă și-i târzie. Și neguri vin peste această veșnicie ca un destin. Iar după neguri vor să vină zăpezi adânci și au să ne îngroape în țărâine. Iubito, plângi? Să ne șezăm cu minți la masă. Mai cu să fii, avem un dor, avem o casă și doi copii și sărbătoare. Nu știu care, sau poate nu-i. Și eu ți-am dăruit o floare, în piept s-o pui. Soarta a încheiat calea vieții lui Ștefan Culea în data de 2 iulie 2014, atunci când nu se aștepta nimeni. Avea bilet la avion pentru Franța, acolo unde sunt stabiliți copiii și nepoatele, cele mai dragi ființe cu care s-a mândrit întotdeauna. Omul Ștefan Culea nu poate fi separat de profesionistul Ștefan Culea. În cazul lui, s-a topit omul în profesie și profesia în om. Există în viața fiecărui mare artist clipe aparte care îl determină ca personalitate prin dăruire totală și prin responsabilitate ridicată la rang de datorie. Zinaida Julea le-a înmănunchiat pe toate în chip și suflet. Adunate cu multă migală cizelate și trecute prin filiera harului său deosebit, rămânând să dăinuie în sufletele tuturor iubitorilor de cântece populare, dar și al celora de cântece de stradă, despre numărul cărora în repertoriul său Zinaida Julea zice nu fără umor și nu fără spirit. Am puține, dar toate bune. O să vă convingeți și dumneavoastră, ascultând în continuare câteva din aceste cântece, semnate de Ion Aldea Teodorovici și de Zinaida Julea, pe versurile lui Grigore Vieru și Petru Cărare,
câteva cântece din repertoriul internațional și o minunată romanță, Car frumos cu patru boi, pe care omagiata de astăzi o închină în amintirea părinților. Este salutar faptul că televiziunea Moldova 1 nu uită de marii săi profesioniști de altă dată, nu uită de marele om de cultură, de marele om de televiziune, Ștefan Culea. Și televiziunea Moldova 1 nu lasă să se așeze uitarea sau praful, de ce nu, peste numele celui care a fost Ștefan Culea. Mă consider o norocoasă că am fost prieteni. Ori Ștefan Culea, atât de pătimaș, a iubit muzica. Cred că mai puțin cunosc acest lucru. Uneori chiar ne mira pe noi cântăreții, pe atunci o mână de fapt de cântăreți, pe cei de muzică populară, dar și pe cei de muzică ușoară, pentru că știa și muzică, cântece de muzică ușoară vechi, românești, franceze, cunoștea acele cântece cap-coadă, pe când noi cântăreții poate o strofă, două, în cel mai bun caz. Mai mult ne-am apropiat cu de maestru, noi cântăreții, din momentul când a început să modereze emisiunea telematinal, emisiunea de dimineață. E, iată aici, cam făcea ce îi plăcea, deci ne invita pe noi cântăreții de muzică populară și pe cei de muzică ușoară, pentru că de acolo apăruse clipurile astea străine și unii mai des în emisiune lor dau clipuri cu cântăreți străini. Pe când Ștefan Culea ne invita ba pe unul, ba pe altul, pe noi cântăreții autohtoni și uite așa ne ajuta foarte mult ca să lumea să ne cunoască și lumea să se familiarizeze cu cântecele noastre. Cântecele noastre pe care le lansam să ajungă acolo unde, de fapt, ne doream noi. Ștefan Culea a fost un om al omenii, de o rară cum se cădenie.
ne-a iubit și l-am iubit foarte mult. Dacă cineva dintre noi cântăreții organiza un concert, poate o serată, la Palatul Național sau oriunde în altă parte, sigur că întâi și întâi apelam la Ștefan Culea, pentru că știa, fără vreun fel de regie, le făcea pe toate din mers mai des, și acolo unde Ștefan Culea era prezentator, dacă era prezentatorul acelui concert, totul mergea ca pe roate. Și noi, nu știu cum, ne simțeam mai importanți, așa. Ștefan Culea a fost un om care a iubit atât de mult tot ce e frumos, și atunci când iubea, spunea. Deci, spunea: măi, Zinaida, măi, cântecul ăla pe care l-ai lansat acum, Doamne, cât de mult, cât de bine ți l-ai ales, cât de mult ți-ți potrivește și ce bine ai făcut. Sau, eu știu, lui Olga Ciolacu, sau lui Nicolae Gliv, Vanitini Cojocaru, lui Nicolae Sulac, bineînțeles, cei care eram pe atunci, Ion Soruceanu, Iurisa Dovnic, noi totdeauna eram prezenți. Doamne, mă tem acum să nu omit, am și eu emoții, pentru că atunci când vorbești despre Ștefan Culea, mai ales la trecut, că nu pot să cred nici acum, sigur că mă încearcă niște sentimente profunde și încurcate, pentru că nu vreau să mă împac nici acum cu gândul că el nu mai este printre noi. Ștefan Culea a fost atât de prezent în viețile noastre, mă refer la cântăreți, la artiști, că oricâtă vreme ar trece, oricâți ani ar trece, îi vom păstra neștearsă amintirea. Eu consider că Dumnezeu mi-a dat o mare șansă, pentru că televiziunea în viața mea a jucat cel mai esențial rol de devenire a mea ca persoană cunoscută, apreciată sau dezagreată. Mai multă lume zicea că apreciată. Dar apreciat am să vă spun de ce. Erau alte vremuri, erau alte condiții. Să zicem, lumea nu știa dacă radioul mai era cunoscut pentru unii din ei. Televiziunea, într-adevăr, ținea de lumea miracolului. Și deși activa o echipă întreagă, începând de la autorul materialului, de la echipa de pregătire, de la regie, de la operatori, de la iluminatori, de la cei care au asigurau sunetul, lumea vedea pe cel care apare în fața ecranului. Și de aceea noi, acei câțiva crainici la televiziune, am devenit și apropiați și apreciați, și pe parcurs de foarte, foarte mulți ani am intrat, sigur că cu voia, iar uneori și fără voia dânșilor, în casele tuturor celor care la acel moment erau deținători de aparat de televizor. Deși numărul acesta era foarte mic. În primul rând, Ștefan era un crainic și un prezentator și un șef extraordinar de exigent față de noi. Nu știu, telespectatorii, sigur că nu-l cunosc așa, dar noi îl cunoaștem. Exigent și foarte punctual. Toată viața m-a străduit să
învăț această trăsătură și această latură de caracter de la dânsul și niciodată nu mi-a reușit, pentru că probabil că eu sunt o altă fire, eu veșnic pe undeva și un picșor trebuia să întârzi. Cât de cât trebuia un pic să întârzi. El era întotdeauna punctuală. Noi când veneam la serviciu, în biroul lui era ușa deschisă, graficul dinainte, ceasul în față și noi treceam prin fața lui și el se uita deodată la ceas, în grafic și la noi. Dacă am venit la timp sau nu. Nu știam că dacă nu venim la timp, de acum Tămărușca nu m-a aștepta nimic dacă mi zicea Tămărușca. Mi zicea, Stăvniță, ia vin încoace. De acum știm că ceva s-a întâmplat. Și o să-mi fac observație. În rest, sigur că era un exemplu din toate punctele de vedere. Ca profesionist, puteam numai să iau exemplu de la el, să mă învăț, avem ce învăța de la el, din toate punctele de vedere. La mesager tot era foarte exigent, noi avem două exemplare de mesager, avea el un exemplar și eu un exemplar și cu textul lui, eu cu textul lui și el cu textul meu. Și când citeam eu, el stătea cu stilou în mână și mi urmărea textul și îmi făcea semnări. Dacă eu am făcut pauză logică unde trebuie sau nu, dacă la virgulă am făcut pauză sau nu și dacă am pus punct la sfârșitul frazei sau nu și dacă am pus accent acolo unde trebuie pe fraza dată sau nu. Și făcea semnări, notițe și atunci când avem volante sau adunări sau eu știu ce, sau imediat după aceasta, chiar ca să nu mai uite, m-a chema și îmi spunea, uite aici, așa, așa, așa. Prietenește, dar aceasta a fost o școală extraordinar de bună, pentru că noi nu venim chiar atât de pregătiți, știi, chiar să știm unde să punem, să ridicăm vocea și să punem accent într-o frază, ca să punem accentul logic, unde să coborâm, unde să punem. Adică știm noi din vorbire, din convorbire, dar e una să știi să conversezi în viață și e alta să citești un text așa ca să ajungă la telespectator. Șocul cel mare s-a produs atunci când a fost anunțată lichidarea secției crainici a televiziunii naționale. Oi, ori deșertăciune deșertăciunilor în sufletele tuturor, cum așa, adică? Un colectiv atât de frumos de crainici. Chiar într-adevăr era un colectiv frumos și niște profesioniști extraordinari, crescuți cu atâta greu, ajuns de acum cu toții la culmile profesionalismului, atunci când cu toții puteam să facem orice ce și noaptea și ziua puteau să ne cheme și noi să prezentăm orice și pregătiți, nepregătiți de multe ori, ieșeam din orice situație. Pregătiți cu atâta greu, cursuri de perfecționare pretutindeni și la Moscova și fel de fel de profesori veneau la noi din toate colțurile, unii foste Uniunii Sovietice, etc. Se lucra cu noi, actorii lucrau, cu noi se lucra în continuu. Noi se străduiau să ne perfecționeze, să ne aducă la o perfecțiune pe cât e posibilă, reieșind desigur că din posibilitățile fiecăruia din noi. El înainte venea la serviciu și întreba întotdeauna, punea servieta pe masă și avea o frază, как здоровле? Și noi zâmbeam și care și răspundea care și ce considera de cuviință. Eu, spre ultimul, de acum, acum, în ultima perioadă, îi telefonam și îl întrebam cu aceeași frază. Zic, Ștefan, как здоровле? Într-o zi tace, nu-mi răspunde. Eu aștept, mai fac nu știu ce acolo, aștept la telefon, nu-i. Eu zic, Ștefan, unde ești? La care el îmi răspunde, Tămărușca, dar tu ce, alte întrebări nu ai? Eu am înțeles. Și am zis, consideră că întrebarea n-a avut loc, nu aștept răspuns și mai mult n-am să-ți adresez întrebarea aceasta. El de acum probabil că avea probleme și întrebarea în cauză nu-i plăcea și apoi în genere a zis că de acum nu se mai adresează întrebări de acestea.
Postul nostru a prezentat anterior momente de la dezvelirea unei plăci comemorative la gimnaziul din Tudora, care poartă de acum numele lui Ștefan Culea. Și asta datorită familiei și învățătorilor, frumoșilor învățători de la țară, despre care Liviu Damian scria: mă rog pentru învățători, acei zidiți între caiete. Mă rog de voi, băieți și fete, cei necăjiți de multe ori. De rămâneau și ei plugari, ca frații lor legați de fire, poate că aveau azi nervi mai tari și o mai înaltă prețuire. Care e acolo? Care e acolo? Salut! Noroc, tot Sanca. El. Vom da-l pas. Stai așa. Areți mărăstirea asta? Asta e cei mai mari bogății pe care eu am de la televiziune. Adică nu, casa am făcut-o eu. Să dolești, spune. Hei, bine te-am găsit aici în împărăția mea tare. Asta e împărăția pe care am primit-o de la televiziune. Te-ai ales cu ceva, totuși. Ei. Afară de faimă, glorie, colaș, bulcioare cu vin. Cu colaș am să ți-o spun. Duceam, hai de la colaș să începem. Ne duceam la imprimări, pe timpuri, în raion. Și acolo era pregătit de regii, oameni îmbrăcați în costume naționale, cu colaci, ne mânau colaci. Vă întâmpina pe voi? Păi sigur că da. Lume bună. Și deodată s-auzea, stop, stop, nu-i bine. Dați colașii înapoi, acuși mai filmăm o dată. Ei bine, în toți anii ăștia, că zicea că sunt 50, uite, se împlinesc. Nu s-a schimbat nimic, e tot stop și tot colașii înapoi și du-te acasă și învață cuvinte și vin iar și tot așa. Eu colași nu am, dar niște plăcințele am pregătit. Ajungem și acolo, dar deocamdată, stimați prieteni, v-ați și dat seama, ne aflăm în fața casei de vară a lui Badea Ștefan, a lui Zaharia Culea, de la Tudora, așa ține minte. De la Tudora, da. De la Tudora. Adică casă de vară acolo mai ai? A rămas ceva? Da, este sora, este gospodărie, exact. Este amintirea părinților. Exact, ca și la mine. Rude. Dar asta e casă făcută cu mâinile lui Ștefan Culea. Asta e. În timpul liber de televiziune. Gheorghiță, făcută din sărăcie. Știi tu că într-un an, dacă din sărăcie e făcută, m-am urcat în pod și am căzut cu tot podul. Nu spune asta pentru că eu vreau să o luăm altfel. Că din sărăcie văd, da. Pentru că cunosc pe și niște obiecte pe la televiziune dispărute din studio, asta, dar nu contează. Asta nu se filmează. Nu. Stimați prieteni, într-un fel, eu consider că noi semănăm cu Badea Ștefan printr-o coincidență aproape fericită, aproape. O să vedeți imediat de ce. Și mie, la vilă, mi-a căzut podul și lui Ștefan Culea, aici la vilă, i-a căzut podul. Cu o unică deosebire. Când a căzut podul la mine la vilă, eu nu eram în casă. Dacă a căzut podul la Ștefan, el nu era în casă, era în pod. Ușor, așa, ca un fulg, așa ai coborât și ai plătit tribut acestui cine, două coaste, așa țin în minte. Și o vitebră. Și acum, câte coaste ai? Le am pe toate și acasă una am. Aceea despre care aceea, zicea Creangă. De ce nu spun eu? Eu mi-am amintesc încă o stimată din viața și biografia lui Ștefan Culea. Așa a vrut Dumnezeu să fie o asemănare puternică chiar între domnia sa și fostul prim secretar al Comitetului Central, Simeon Cuzmici Grosu. Bă, chiar odată Ștefan Culea iese din Palatul Național după un concert, era iarnă, fulguia, așa ține o minte, și purta și căciulă brumărie, ca toți primii secretari, și cu gura ridicată, așa, și cu căciula apăsată pe ochi, trece pe lângă o ceaică neagră, pentru că știe că drumul lui e la troleibuz. Șoferul cu ceaica îl ajunge și urcați. Ștefan Culea zice, nu, mulțumesc, urcați, nu. A, uite, spune-ne acum la toată lumea, de ce n-ai vrut să fii măcar jumate de oră prima persoană a Republicii? Gheorghiță, îți mai spun, nu știu dacă îți răspund la întrebarea asta, îți mai spun o poveste tot cu asemănarea cu Simeon Cuzmici. Da. Deci mergeam la imprimarea emisiunilor în raion. În raionul Cantemir, un cineva m-a văzut și a alergat în câmp, l-a găsit pe președinte, președintele a telefonat primului secretar al Comitetului Raional de Partid, s-au strâns cu toții că este Cuzmici aici.
Acum, de ce nu m-am folosit? Pentru că eu consider că Dumnezeu mi-a dat ceea ce mi-a dat și mi-a dat bine. Eu m-am folosit de toate bucuriile pe care a putut să mi le ofere această magică instituție care se numește televiziune. Zeima ta, tu ești curzisoază. Ei, dar ei și să zic? Eu știu, mai... Cum? Mai? Da, numai că trebuia să spui atunci când a apărut aici Iulian Filip. Acum, exact ca la Nicolae Sulac, parcă este, parcă nu-i, sau cum ar zice o nepoțică de-a mea, care se află aici în sală, ea ca eu îs nus. Eu îs nus? Da, și la care îi fac observația că nu este corect și altă nepoțică care tot este în sală zice, eu îs. Deci să-l vedem cu îs, pe cel care este vinovat de această seară de voie bune, care morarul. Este... și scriitorul Iulian Filip. Să mai fim în mintea copiilor un pic și o să o iau așa din dreapta, Gheorghe Iosef. Citesc pentru copilul Ștefan Cule o poezie pentru arestantul Gheorghe. Hai zi, lasă. Drobot alta și mai găsesc pentru cine acolo. O poezie pe care nu o scrieam dacă nu mi-am împrumuta fiica mea primele două versuri. Pe dânsă o mușcă țânțare, dar pe mine nu mă mușcă țânțare. Ea a început așa poezie, pe urmă eu urmez. Vai, 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 ce mă mai doare, unde m-au mușcat țânțare? Și eu continuu mai departe. Dar țânțarii m-au mușcat unde nu prea m-am spălat. Aici murdar și aici murdar, un țânțar și alt țânțar. Tare m-am mai săturat de țânțar și de spălat. Camertonul relațiilor noastre cu Ștefan Culea a fost din prima una față în față și foarte tineresc. Era moderator la o emisiune foarte studențească, competițiile celebre TVC, pe care el le modera. A fost niște ani extraordinar de frumoși. Ștefan era stăpân numai pe limbajul prezentatorului TV, care era foarte rigid în emiterea știrilor. Dar această flexibilitate între atâția tineri antrenați în competiție. Mi-a rămas de atunci, mai ales la momentul când gestiona un concurs de poezie provocate de flori. L-am depistat foarte sensibil pe un spectru foarte întins, care ieșea un pic din formula prezentatorului TV, strict prezentatorului TV. Lucrurile acestea le sublinez nu întâmplător. Acum s-ar părea că cel care apare la televiziune nu mai are magnetismul de odinioară. Odinioară când omul care apărea la televiziune chiar era marcat. Ștefan Culea, și în afara acestui cadru, în afara acestei geometrii dreptunghiulare, avea această marcă a omului deosebit, care mereu își extindea formula, surprinzând lumea cu acest diapazon al lui larg, care făcea bine și imaginei acestei industrii de toată rezonanța care e televiziunea și a breslei pe care o prezenta și a intelectualității, pentru că el se încadra esențial în această categorie și lucrul cel mai important că a făcut-o pe distanță lungă. Atât cât a vrut ca să o măsoare Domnul. Cred că a rămas cu această efigie de noblețe la începuturile televiziunii
vorbim de etapa modernă a ei, când era nevoie cuvântul să fie la începuturi. Ștefan Culea a recitit Biblia și pe evanghelistul Ioan și el a fost slujitorul cuvântului plin. Dumnezeu să-l ierte și să-l ține minte în această scenă unde era cel mai acasă. Ne doare o fântână de cel bunic săpată, de fiu neîngrijită și de nepot uitată. Și uite așa se face că vremea fulger zboară, abia e dimineață și tot acum e seară. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce să-i faci? Viața este, ne bucurăm cu ceea ce reușim să facem. Dacă ne dă Dumnezeu putere și voință, mai facem câte ceva încă. Esențialul este să-l facem cinstit. Am găsit la Tudora profunda religiozitate a unui neam născut creștin. Altfel cum am putea percepe sfințene cu care au interpretat acești oameni glavioși, a mamei rugăciune, dedicate celei care i-a dat suflare lui Ștefan Culea. Din bun de ține, din suflet noștri ia, din zor și până.